pescuit pe balta Bălăcearu. Astăzi 8-9, nici nu știu cât suntem. Iulie. Inițial am fost la ora 5 pe balta de la Roșioru. Nu am făcut nimic. Câteva reginuțe foarte mici. Niște cărășei cât bricheta. La ora 6 și jumătate am plecat de pe balta aia și ne-am oprit puțin aici să vedem ce facem. Pe balta asta de la Bălăceanu n-am mai fost de câțiva ani. Cum am ajuns, mi s-a părut zona foarte frumoasă, însă tot așa câte un brichetar aici colo. Vroiam să mergem și la Iarba Dulce, însă am abandonat ideea pe motivul că am văzut că drumul era cam deteriorat și zic n-are sens să ajungem până acolo, pentru că oricum toate aceste bălți ale nimănui nu au pește. Poziția asta îmi place, este foarte frumoasă, însă fără pește. A, uite, acum a tras ceva la undiță, dar tot brichetari de ăștia, așa sunt cărășei. Un bătrân s-a dus undeva mai la capătul stufului acolo și cred că acolo s-ar putea să prindă ceva mai frumușel, zic eu. Aici, locul fiind foarte aproape de drumul principal, de sat, toată lumea năpustește aici și bănuiesc eu că bagă și plase. Și îl mai decimează. Cu toate că după stuful pe care îl văd, peștele ar avea unde să refugieze. Da, cam asta este, ăsta e pescuitul pe ziua de astăzi. Cred că o să mai încercăm și la băltița aceea de pe șosea, la intrarea spre Helia de Rădulescu. Poate o să fac și acolo filmare, după care acasă. Se chinuie la plută, văd să tragă, nu mai o culcă, o ridică, o culcă, o ridică și cam atât. Iată, ne ajuns și pe balta de la Helia de Rădulescu, cea de la intrare în sat. N-a mai fost de mulți ani pe aici, văd că s-a schimbat peisajul. Da. Apa din această baltă comunică mai precis, se varsă în balta de la Bălăceanu. Aici îl avem pe colegul Puiu Borcea. Stăm și aici vreo câteva minute. Vedem ce se întâmplă și pe urmă plecăm spre casă. Cred că mărunțiș de ăsta brichetar este că altfel nu ar sta lebedele pe aici. Da, o să mai aud de un nene
în stufurile astea mai încolo. Balta asta se întinde pe vreo câțiva kilometri înspre deal, în sus. La nivelul șoselei apa se scurge și intră în prima baltă de la Bălăcean. De acolo își urmează cursul mai departe. Și toată zona a fost o zonă mlăștinoasă, canale pe aici, nu știu ce au fost.